Prea ne știu adevărul, că sunt puține lucruri care nu se știu. Deci, e vorba de o pasarelă pietonală pentru care am sacrificat o lună, luna iulie, și am arătat câteva aspecte în legătură cu această pasarelă, care e foarte recunoscută. Deci, o poză deosebit de rară, această poză. Să începem cu început. Lugojul, în secolul al XIX-lea, a primit pentru prima oară această pasarelă pietonală care a fost făcută pentru ca să lege Lugojul german de Lugojul român, mai ales că această pasarelă era în apropiere de primăria veche, unde acum poliția era primăria. Și pe vremea aceea nu era teatru încă, erau alte clădiri aici, nu era nici biserica reformată. Asta e o ilustrată mai nouă, în care, după 1905, când e construită și biserica reformată și clădirea teatrului. Deci, se spune că soția primarului Marșovski, mergând să-și viziteze soțul la primărie, și-a rupt tocurile între scândurile pasarelei de lemn care exista și atunci a hotărât consilierii în unanimitate să schimbe pasarela de lemn. A fost un motiv într-adevăr temeinic. Să schimbe pasarela de lemn cu una de beton. Zis și făcut. În 1910 s-a început demolarea acestei pasarele de lemn. S-a demolat. În perioada demolării, primăria a organizat aici un debarcader, iar lugojenii care erau obișnuiți să treacă dincolo, prin zona respectivă, erau trecuți cu părăcile. Deci acest debarcader a funcționat timp de 2 ani de zile. Din 1910 până în 1911, de fapt, până în 1912. Așa. În 1910,